Salutare tuturor! Ce mai faceți? Cum vă descurcați astăzi? Este o zi foarte frumoasă și minunată, dar noi trebuie să stăm în casă pentru că asta e situația. Știu că este greu pentru toată lumea și pentru noi este greu, nu vă gândiți că și pentru noi este ușor și noi stăm în casă și noi respectăm regulile impuse de, de stat. Try passion. Passion, that's dope! Trebuie să le respectăm dacă vrem să vrem ca după 15 mai să putem începe iar să ne mai mișcăm cât de cât, că știu că nu o să ne reluăm activitatea în totalitate și nu toți o să ne reluăm activitatea asta cu siguranță, dar sperăm ca totuși să putem să ne începem să ne mișcăm cât de cât și na. Ce putem să facem decât să stăm în casă, dar putem să învățăm și din această cauză sunt în fața voastră și mă prezint cu tot felul de coafuri pentru că acum avem timp berechet și putem să exersăm și să realizăm diferite tehnici, coafuri, ca atunci când o să ieșim afară să putem să ne diversificăm ținutele și coafurile într-un mod deosebit. Astăzi o să trecem și o să fac coafura Alinei Ceușan, pentru că am avut multe cereri din partea voastră și nu știu dacă este aceeași persoană sau sunteți mai multe, dar mi-ați trimis cumva același clipuleț. Așa că pe aceea coafură o să o realizez astăzi. Este foarte ușoară. Pe mine mă avantajează pentru că am breton și din această cauză mi este foarte ușor de realizat, mi este ușor să o realizez. Iar pentru cele care nu aveți breton, puteți pur și simplu să vă lăsați câteva șuvițe pe față și astfel încât și în felul acesta coafura o să semene foarte mult cu a ei. Eu am avut, deci mi-am aranjat bretonul, mi l-am aranjat cu peria aceasta, știți voi, peria mea preferată, cu zimții aceștia foarte moi. Pur și simplu mi-am udat bretonul, e un pic, e plină de păr, dar e părul meu, așa că nu mă deranjează. Pur și simplu mi-am spălat bretonul de dimineață și după aceea mi-am poziționat peria în poziția aceasta și după aceea cu uscătorul mi-am uscat bretonul, pur și simplu, și am trecut ușor, 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 ușor și după aceea am obținut acest aranjament al bretonului. Și mie îmi place foarte mult să-l port așa în exterior. Bun, deci am avut părul împletit peste noapte, așa că o să mi-l desfac chiar acum. Astfel încât să-i dăm așa forma de ondulat, dar să nu fie un ondulat, cum să zic eu, un ondulat făcut din placă sau din ondulator. Să par așa că este un ondulat natural. Și deci părul meu în momentul acesta arată în felul acesta și acum o să-mi aleg două șuvițe aleatorii, deci nu, adică vedeți că nu mă concentrez să aleg într-un anumit fel și după aceea o să-mi aleg câteva șuvițe aici în partea aceasta, exact acestea pe care le aleg chiar acum. Și o să-mi prind această codiță, vedeți că codița mea este foarte subțirică. Așa, și pentru că am văzut că Alina Ceușan în videoclipul ei nu are doar o codiță simplă, pur și simplu din codița asta a decis să-și facă un mini coculeț și așa o să fac și eu. Și vedeți că am un mini, foarte mini coculeț și o să mi-l prind cu o agrafă de coc. Și o să vreau să mi-l desfac puțin. O să-mi dau volum în partea de top. Și aceasta este coafura. Vreau să spun că este una din coafurile mele pe care eu le port mai mereu. Probabil că nu știu dacă m-ați văzut în multe ipostaze, dar o port foarte des pentru că îmi place că
pot să-mi port bretonul și de cele mai multe ori îmi place să mi-l port așa pe mijloc. Îmi place pentru că pot să-mi port aceste șuvițe lejere și părul mi-l las o parte din el, mi-l las desfăcut. Așa că sper că v-a plăcut coafura și ne vedem data viitoare. Pa!